Bună, sunt Flavia Durac și astăzi te întreb, ce facem cu smartphone-ul? Din ce în ce mai mulți oameni își achiziționează smartphone-uri, însă cu toate acestea, aceste dispozitive sunt folosite din ce în ce mai puțin pentru convorbiri telefonice. Rezultatele studiilor arată că utilizatorii le folosesc mai mult pentru navigarea pe internet, jocuri, accesarea rețelelor de socializare și prea puțin pentru efectuarea de apeluri telefonice. Aceste concluzii reiesc dintr-un studiu recent realizat de compania de telefonie O2 din Marea Britanie. Utilizatorul obișnuit petrece aproximativ 2 ore pe zi cu telefonul în mână. În medie, acesta petrece 25 de minute navigând pe internet, 17 minute pe rețelele de socializare, 13 minute jucându-se și 16 minute ascultând muzică. Pentru efectuarea și primirea de apeluri telefonice, un utilizator petrece doar 12 minute pe zi. Urmează apoi verificarea e-mailului, care ia unui utilizator 11 minute pe zi, și trimiterea de mesaje text, care ocupă 10 minute din zi. Cu toate că un utilizator de smartphone petrece în medie doar 3 minute pe zi pentru a face fotografii, această activitate este cea mai populară. Smartphone-urile înlocuiesc așadar din ce în ce mai mult ceasurile, camerele foto, cărțile, MP3 player-ele și chiar laptopurile. Aproximativ 54% din cei intervievați au declarat că își folosesc smartphone-ul în locul ceasului cu alarmă, iar 46% au declarat că telefonul le-a înlocuit ceasul de mână. Tendința este și mai accentuată în Statele Unite, unde oamenii au început să vorbească mai puțin la telefon încă din 2007. Din 2005 și până în prezent, durata medie a unei convorbiri telefonice s-a înjumătățit, ajungând la 90 de secunde. Sperăm că ți s-au părut interesante rezultatele studiului. Te regăsești și tu în ele?